După aproape 15 ani de învățământ, antrenorul de lupte greco-romane, care era și arbitru internațional, și-a ruinat cariera. Profesorul, în vârstă de 49 de ani, ce preda la liceul cu program sportiv, a fost arestat preventiv în urmă cu câteva zile. Dascălul a contestat măsura și așteaptă un răspuns. Situația sa la unitatea de învățământ unde preda și-a clarificat-o de la începutul lunii septembrie. Domnul profesor are contractul suspendat de muncă începând cu data de 1 septembrie până pe 31 august 2019, conform solicitării făcute de dumnealui în luna august către unitatea de învățământ. Contractul de muncă se suspendă de către Consiliul de Administrație al angajatorului, respectiv al unității de învățământ. Sunt șanse minime ca profesorul să mai revină vreodată în învățământ. Depinde de încadrarea pe care parchetul de pe lângă tribunalul Botoșani o va face în acest dosar și, bineînțeles, contează foarte mult hotărârea judecătorească definitivă după ce se va finaliza. Antrenorul este acuzat că a violat la începutul lunii septembrie o elevă de 15 ani. Fata ar fi apelat la sprijinul lui pentru a fi ajutată să se mute la un alt liceu. Pentru serviciile oferite, profesorul a dus-o la marginea unei păduri unde ar fi întreținut relații sexuale.